Aproximativ 100.000 de ucraineni din regiunile Donetsk și Lugansk ar fi fost trimiși la peste 5.000 de kilometri de casă în Siberia, Cecenia, Caucazul de Nord și Dagestan. Locuitorilor din Mariupol li s-a cerut să semneze că trupele ucrainene ar fi împușcate în oraș, nu rușii. Informația apare într-un material publicat de The Independent, care susține că a intrat în posesia unor documente oficiale ale Moscovei. Liderii de la Kremlin nu au comentat informațiile. Potrivit unui articol publicat de ziarul britanic The Independent, luna trecută Kremlinul ar fi ordonat ca 95.739 de civili din regiunile Donetsk și Lugansk să fie mutați la mii de kilometri de casele lor în Siberia și Cercul Arctic din Rusia. Într-un decret analizat de The Independent, Moscova a declarat că a aprobat distribuirea cetățenilor. Locuitorilor orașului Port Mariupol li s-a cerut să semneze documente în care se arată că trupele ucrainene ar fi deschis focul asupra orașului. Semnătarii au fost avertizați că nu se vor putea întoarce în Ucraina, deoarece se vor confrunta cu consecințe, se arată în articol. Moscova nu a comentat deocamdată informațiile. Anterior, ambasada SUA la Kiev a afirmat că forțele rusești au dus mii de copii ucraineni în Rusia. Potrivit misiunii diplomatice, 2389 de copii ucraineni din Donetsk și Lugansk au fost îndepărtați ilegal. Liderul autoproclamatei Republici Populare Donetsk, Denis Pushilin, a anunțat pe 18 februarie că populația civilă din regiune va fi evacuată în Rusia. O decizie similară au anunțat și autoritățile nerecunoscute din regiunea Lugansk.